Eu un fel de interval în film. Ideea era să ne încărcăm bateriile, avem toate cărțile, avem un spațiu mental unde putem regândi, pregătim proiectele următoare. Lucrurile au devenit mult mai profunde. Proiectul ăsta a venit peste mine și îl duc. Deci lucrez la el și pot arăta oriunde, în toate lecțiile mele, în toată lumea. Deci invers, acum arăt. Și cumva i-am găsit un loc în Sibiu, în această hartă, cum e ca parfumul, London, Paris, New York, Sibiu, a new fragrance. Plus avem, și spun, vă spun sincer, asta nu atâta piața mică sau piața mare, că faptul că aeroportul din Sibiu are zboruri direct la München, Vienna, Londra, Stuttgart, Dortmund, Madrid. Deci asta e, deci acest oraș ne permite să mergem. Și plecăm de acum, de mai multe ori plecăm din Sibiu, afară, chiar și în Columbia, cred că de aici am plecat. Am revenit la Columbia. Eu înainte să merg într-un loc, fac un soi de cercetare, așa mai lux. Iar în fața locului acolo, de obicei am, chiar în Columbia, chiar am amici care trăiesc în Bogota. Și ei m-au informat înainte de a merge în Columbia despre ce e acolo. Și folosesc pe ei ca resursă să-mi dea temele sau subiectele despre care despre. Deci eu desenez cam 30-40% despre locul unde ajung și restul este global topic pe care și ei le pot recunoaște. Eu nu mă duc în lume să desenez despre Sibiu sau România. Sincer, acolo dacă fac un lecture arăt. Dar n-am cum să transport problema de aici acolo. Deci eu vorbesc despre aia de acolo direct. Liviu și echipa au putut să mă vadă aici, în teritoriul național, cum ar veni. Că ar fi fost interesant să meargă cu mine în Medellin. Păi urmează Dan Pejovski drumul 2, unde o să-l promoi un singur. Al doilea e de rău. Deci cam așa, încerc să mă adecvez locul unde sunt, cu istoriile de acolo. Le tratez pe același limbaj și am văzut în toată lumea că funcționează. Deci lumea e foarte sensibilă la lucruri spuse direct și care are un tip de umor empatic. Un tip de empatie, că eu nu, uitați-vă pe zid, eu nu fac ceva distrugător. Eu nu dărâm politicianul pe care îl critic, ci încerc să înțeleg de ce are tipul ăla de comportament. Apropo, anul ăsta am zis că în fiecare an, toată lumea crede că eu fac la fel, dar nu așa, fiecare proiect e diferit. Deci fiecare loc și fiecare zi pe care l-am avut în viața mea e diferit. Deci fiecare zi de aici, fiecare an în Sibiu e altceva. Și anul se mai glamour. Am început să desenez cu auriu. Deci o experiență, să vedem cum arată. Adică, cum să zic eu, pe bune, e un moment bun ca o să-l întrețin și să-l adecvez locurile unde sunt stațiile mele.